Salutare, dragilor! Eu sunt Irina și astăzi vom face primul episod Q&A. Mai pe românești, întrebări și răspunsuri. După cum am spus, astăzi vom face primul episod... Vom face primul episod Q&A. O să vă răspund la toate întrebările pe care mi le-ați pus pe rețelele de socializare, atât pe YouTube cât și pe Instagram. Haideți să vedem ce curiozități aveți voi. Răzvan Dobriță sau Dobriță întreabă de unde ai pasiunea pentru MTB și ce alte pasiuni mai ai. Mi se pare că a mai întrebat cineva treaba asta. Pasiunea pentru MTB, la modul ăla mai serios așa, a început acum aproximativ 3 ani. Am avut prima dată un hartel de la Devron. Simțeam nevoia de ceva nou, ceva relaxant și din nou și relaxant s-a transformat în ceva super dinamic și plin de adrenalină. Alte pasiuni. Păi, îmi place să pescuiesc, îmi place să desenez, îmi place să călătoresc, îmi place să filmez, îmi place să fac poze foarte mult, îmi place să cânt, îmi place să editez și cam atât momentan. Ți-a plăcut la Galați? Vei mai veni? Cu siguranță, mi-a plăcut super mult, însă data viitoare aș vrea să mergem în Gârboavele și să nu ne mai axăm așa mult pe oraș, pentru că, na, scări și borduri sunt cam peste tot. Hardtail sau enduro? Enduro, clar. Cât ai dat pe bicicletă? În legătură cu prețul bicicletei, eu am făcut un video separat, se numește Bike Check, îl găsiți aici. Iar în descrierea clipului am pus și linkul de la site-ul de unde am cumpărat bicicleta, puteți intrați acolo și să vedeți, acum probabil s-a mai schimbat ceva, habar n-am. Dar orice curiozități aveți legate de bicicleta mea nouă, de comensal, găsiți în clipul ăsta. Ce preferi, Fox sau RockShox? RockShox. Cel mai mișto bike park din România? Nu am fost în atât de multe bike parkuri ca să pot să spun că băi, ăla e cel mai mișto. Dar dintre toate pe care le-am vizitat eu până acum, care au fost 2 sau 3, nu mai știu exact, Azuga, clar. Ai carnet? Dacă te referi la permis de conducere, nu, încă nu am, încă. Nu știu exact când o să dau de carnet, sper să fie în viitorul apropiat. Cine știe? Câți ani ai? Știu că probabil am mai spus asta, dar sunt foarte multe persoane în care au venit de curând pe acest canal, așa că eu sunt Irina, am 26 de ani. Care e următorul oraș? Mare atenție! Pe 3 aprilie mergem la Craiova. Dacă vreți să vă dați împreună cu noi, 3 aprilie, Craiova. O să faci un bike meet undeva? Bike meet fac peste tot unde mă duc. În orice oraș mă duc, de obicei anunț cu o săptămână înainte pe story. Așa că dacă vreți să știți când vizitez orașul vostru, dați un follow aici pe Instagram, fiți Geana pe story. Când vei veni la Brașov? Sunt sigur că o să fie o gașcă foarte mare care te așteaptă. Oh my god! De-abia aștept, sincer. Sunt foarte multe întrebări. Când vei veni la Hunedoara? Când vei veni la Brașov? Când vei veni la Iași? Când vei veni la Ploiești? Când vei veni la Pitești? Când vei veni la Buzău? Alba Iulia? Cluj? Deci, eu vreau să vin peste tot. Eu vreau să vizitez aproape toată România. Anul ăsta, mai exact până în octombrie, noiembrie, când se strică vremea, aș vrea să merg peste tot. Așa că nu știu să vă zic exact când, dar o să vă anunț. Așa că asigurați-vă că dați follow aici, ca să fiți la curent cu orice loc unde mă duc. Bine? Câți cai... Ce zici de hardtail-urile agresive? Păi, eu am început cu un hardtail. Am mers cam un an pe hardtail. Sau 2, nu mai știu exact. Dar nu prea m-a impresionat. Adică îmi place super mult terenul de munte, cu rădăcini, cu pietre și nu-mi place feeling-ul de pe hardtail. Poate că nu m-am dat eu pe hardtail-ul potrivit, dar full suspension for the win. Când mai vii la Sighiu? Very soon, my friend, very soon. Ce faci? Este bine, stau. Care sunt planurile voastre pentru anul ăsta? Păi, cum am spus, să călătorim cât mai mult, să vizităm cât mai multe orașe, să ne dăm cât mai mult ca să prindem experiență și să ne distrăm, să filmăm și să creăm content pentru voi. Ai mai vrea să faci modificări la bike? Ce bike ai vrea pe viitor? Din punct de vedere tehnic, nu aș schimba nimic la ea. Poate aș mai băga niște mofte undeva pe acolo. Dar nu m-am gândit, însă sigur o să mai fac ceva. Vei face copii? Da, o să fac și copii la un moment dat. Îți plac bicicletele Cube? Nu am o marca anume de biciclete preferată. De fapt, mint.
Îmi place foarte mult Santa Cruz, dar nu știu dacă o să mă permit vreodată. Eu sper că da. Dar dacă e o bicicletă bună, e o bicicletă bună și atât. Păi avea un iubit? Am. Și dacă vreți, puteți să-i dați și lui un subscribe aici, pentru că și-a făcut și el canal de YouTube, știu. Eu sunt de vină. Vei veni la Bacău? Da, o să vin și la Bacău, promit. De fapt, nu promit, pentru că nu se știe niciodată. Nu promit. Care este bike-ul tău preferat sau pe care îl vei... pe care îl vei vrea în viitor? Cum am spus, Santa Cruz, probabil un Santa Cruz care va fi nou la momentul respectiv, pentru că nu aș vrea să schimb bicicleta în următorii 4-5 ani. Ce locuri din București recomand pentru downhill? Nu prea sunt locuri de downhill în București. Poți să încerci Carul Tineretului, Parcul 23 August de lângă Arena Națională, sau poți să mai mergi în Parcul Andronache, știu că Sebi a lucrat pe acolo cu băieții. Dar în rest nu prea ai unde să te dai, că sunt doar scări și borduri, adică nu se compară cu muntele. Ce scheme știi să faci pe bicicletă? Nu știu să fac scheme. Nu, frate, nu știu momentan să fac scheme, adică nu e ceva ce îmi doresc neapărat sau am nevoie sau nu știu. Poate că o să învăț la un moment dat. Ce te-a motivat să te dai pe bicicletă? Distracția. De cât timp te cunoști cu Oliver? Cred că aproape un an, virtual. Fizic ne-am cunoscut... A, da, când a venit în București și s-a dat cu băieții. Ce bicicletă full suspension? Cred că ți-a fugit degetul. Nu prea mă bag să recomand biciclete. Important este să aibă piese bune, să te simți bine pe ea, să-ți placă cum arată. Ploiești, Bacău, Republica Moldova? Poate o să ajungem și pe acolo. Care a fost cea mai nasoală întâmplare cu bicicleta? Dacă te referi la căzături, a fost prima căzătură cu Defronul, care a fost după 2 zile după ce am cumpărat bicicleta și am pus frâne de față brusc și am făcut o tumbă pe asfalt. Folosești bike-ul la capacitatea lui maximă? Clar nu. Nu sunt disperată să ajung la nivelul ăla, v-am spus, vreau doar să mă distrez. And that's it. Ești super tare. Îți mulțumesc. Cel cu bicicleta verde este iubitul tău? Yes! Bună, cât ai investit în toată bicicleta? Bună, ai clipul aici! La Vale mă întreabă, consider că te ajută să progresezi o bicicletă mai performantă? Da! Există riscul să fii overbike, prea mult travel pentru traseele frecventate? Sau te ajută mental când ai obstacole noi și atunci merită? Da, da, chiar mă ajută mental și se merită. Și chiar le recomand asta oamenilor. Nu vă limitați să vă luați o bicicletă mai slabă doar pentru că nivelul vostru este slab. RockShox sau Fox? RockShox. Vei veni în Brăila? Sper să mă pui în Q&A. Te-am pus în Q&A. În Brăila vin destul de des pentru că trebuie să-mi vizitez și eu părinții și bunicii și mătușile și tot așa, pentru că acolo m-am născut, dar din câte știu, în Brăila nu sunt trasee de bicicletă, iar dacă sunt, probabil vei da de vreun câine și mie mi-e frică de câine aia care te aleargă și nu vreau să am treabă cu ei, dar dacă știi tu un loc mișto, te rog să-mi spui. Îți vei lua un e-bike? Păi, da. Următoarea bicicletă după bicicleta asta, cel mai probabil va fi o bicicletă electrică, pentru că în unele locuri nu există telegondolă și trebuie să faci pushbike sau să urci pe ea, așa că probabil va fi o electrică ca să mă ajute să ajung și în locuri mai puțin accesibile cu o bicicletă non-electrică. O să vii odată în Craiova, dacă da, să ne anunți. 3 aprilie. Care este tricul tău preferat? Nu am un tric preferat pentru că nu prea știu tricuri. Abia dacă am învățat să fac bunny hop, deși nici ăla nu prea mi iese, dar probabil când o să învăț o să am un tric preferat. Ai planuri pe viitor cu vloguri? Păi eu ce fac acum? Nu, vloguri. Ăsta este viitorul. Nu există ai planuri de viitor. Pentru mine nu mai există ai planuri de viitor. Păi uitați-vă în ce lume trăim, fraților. Mai poți să-ți faci un plan de viitor? Planurile mele de viitor cu vloguri se întâmplă. O să vin Sebeș, județul Alba, o să vin și acolo. Vei veni pe la Baia Mare? Avem niște trasee demențiale. Cu siguranță să vin și acolo. Bun, dragilor, cam astea au fost întrebările. Sper că v-am răspuns la cam toate curiozitățile voastre. Nu le-am citit chiar pe toate pentru că majoritatea se repetau. Eu îmi doresc să ajung în cât mai multe locuri.
O să vă anunț, promit, cu o săptămână, două înainte, văd eu, dar asigurați-vă și voi că dați follow aici pe Instagram. Dacă sunteți noi pe acest canal, m-ar ajuta super mult un subscribe, un like și un share, dacă se poate. Și nu uitați de clopoțel ca să fiți notificați de YouTube atunci când postez un episod nou. Dacă sunteți deja abonați, vă super mulțumesc și să vină odată vara când nu mai pot, vreau la munte. Cam asta a fost episodul, dacă mai vreți să mai facem un Q&A, vă rog să-mi lăsați aici în comentarii și eventual să-mi mai lăsați și întrebări. Și ne vedem data viitoare, până atunci aveți grijă de voi și distrați-vă la maxim ori de câte ori aveți ocazia. Bye!